Un întreg sat din Spania se vinde cu 260.000 de euro. Anunțul este cât se poate de serios și oricine are banii poate face încă o ofertă. Sunt 44 de locuințe, un bar, o biserică, un conac și un sediu de poliție. Bineînțeles, însă nu locuiește nimeni de 30 de ani, deci nu vă faceți griji, nu vine la pachet cu sătenii. Salto de Castro este o așezare aflată pe înălțimile dintre Spania și Portugalia. Cel mai apropiat oraș este la 50 de kilometri. De sus, este mai ușor să-ți dai seama de potențialul turistic al zonei. Nu e de mirare că lumea sună din toate colțurile lumii să se intereseze. Anunțul este pus pe un site de mobiliare foarte cunoscut și accesat aici în Spania și are o descriere exactă a lucrului vândut. 44 de locuințe, dintre care 5 clădiri independente, bar, biserică, o școală și fosta clădire a Guardia Civil, adică a jandarmeriei. 40-50 llamadas todos los días. Satul este de vânzare încă din 2017. Proprietarul ar fi vrut atunci pe el 1,7 milioane de euro. După 2 ani în care nu a reușit să atragă niciun cumpărător, și-a schimbat strategia și a cerut numai puțin de 6,5 milioane de euro. După 2 ani de zile de așteptare, patronul și-a dat seama că nu are nicio șansă să se îmbogățească și a hotărât să-l dea aproape gratis. Este foarte ușor să-ți dai seama cât de mare este interesul pentru un astfel de anunț. Iată statisticile. 53.729 de accesări, dintre care 238 contactări prin e-mail, adică persoane care au fost direct interesate să cumpere acest sat. Prețul este atractiv, așa că oamenii vin să vadă, însă sunt un pic dezamăgiți de felul în care arată. Estimarea făcută chiar de proprietari este că trebuie o investiție de cel puțin 2 milioane de euro pentru a-l face locuibil. Pe același site de anunțuri mai sunt 8 sate de vânzare cu prețuri între 100.000 de euro și 2,5 milioane. Spania are o mare problemă cu depopularea zonelor rurale. Aproape jumătate din satele din regat sunt în risc major de a nu mai avea locuitori.